Viața cu lui. Casa fără acoperiș. Oamenii din vest urăsc de mici tornadele. Grozav. Eu nu. Eu uram doar simulările de tornadă. Veneau întotdeauna în cele mai proaste momente. Mulțumesc, lui. Hei! Liniște! O să zică cine e adevăratul tată! Întrerupem această emisiune! Haide! Trebuie să mergem în colțul de sud al pifniței! Îl vreau pe Sniffer! Îl vreau pe Sniffer! Vă rog să mă urmați în sala exponatelor! În fine, scopul venirii aici! Simulare de tornadă! Mi-aș dori să avem o tornadă adevărată! Oh, lui? O tornadă nu e deloc de dorit! De unde știi? Ai văzut vreuna? Îmi amintesc prima tornadă, cel mai cumplit lucru pe care l-am văzut. O mulțime de animale au fost luate de vânt peste 3 state. Wow, animale zburătoare! Un măgar canadian a aterizat la noi în curte. Precis! Tommy, ce-i cu tine? Te-ai îndrăgostit? Da! Dar să nu mă spui că altfel! Altfel ce? Mă omor cu lingurița? Poți să mă ajuți, lui? Nu știu nici măcar ce să-i spun. Da! Primul pas e să spui fratelui tău cel mare cine e norocoasă. Bucătoreasa Newton? Wow! Ce să fac? Nu mai spune nimănui! O pasiune pentru bucătăreasă. Am auzit bine? Ai o prietenă? Chiar una matură. Dacă o placi, spune eu pur și simplu. Să-i spun? Așa fac oamenii când le place cineva. Își împărtășesc sentimentele. Da, ca tata. Tatăl tău e mai romantic decât crezi. Uite scrisorile pe care mi le-a trimis de pe front. Ce-ți scria? Se plângea de mâncare, de focul inamic, dar mai ales îmi spunea că mă iubește. Chiar așa? Pe mine și pe Patton. Poți să le citesc? Sigur, dar te rog să le pui la loc în termini. Tatăl vostru nu știe că le-am păstrat și nu i-ar pica bine să le vadă altcineva. Bine, mama. Aura, 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 ești fata pe care o ador, a? Ești iubita mea, singur, a? Drăguța ca Gabor, a? Și te iubesc enorm. Urât! Nu te teme, lui Picior Anderson e aici. Haide, lui, poți să o faci. Sigur că pot, lui. Folosește-ți grăsimea. Atenție! Hey! Asta nu este o simulare! Repet, nu este o simulare! După mintea mea, era singura mea șansă să văd o adevărată tornadă. În plus, tornada îmi distrusese singurul moment de glorie al vieții mele. Îmi era datoare. Aici, tornado. Asta chiar a fost o idee bună. Bine, uite, asta e pentru tine și asta e a ta. Mai e una, da. Sunteți la adăpost? Oale, ce sunt eu, supă? Hei, am eliberat Franța cu o strecurătoare! Andy, tu crezi că suntem în siguranță aici? Ai prea multe emoții în legătură cu tornada. O să-ți spun o poveste, să te calmezi. Bătălia de la Dunkirk. Noaptea. Glanțele zburau, bombele explodau. Camaradul meu, Peterson, pierde un picior. Da, de ce facem cu lui? Nu-ți face griji. A auzit povestea asta de 1000 de ori. Lui e bine. Juca fotbal la școală. Sunt sigură că e în adăpostul școlii. Absolut teafăr. Cred că am părăsit orașul. SOS! SOS! Am fost răniți! Unde pleci, Andy? Să verific Rambler-ul. Nici o grijă, tată. E în garaj. Nu mi-amintesc să fi pus acolo. Lui, ne-am făcut griji pentru tine. Cum ai ajuns așa de repede? Cu ocazie. Super! Exact cum l-am lăsat! Totul pare în ordine aici.
dragă, nu ne-am făcut luminator de curând, nu-i așa? Băieți, masa e gata! Lasă mâncarea, Aura! Am fost loviți! Trebuie refăcut bunkerul! Lui! Unde e lui? Mi-a zis să spun că nu vine! Nu mănâncă? Nu mi-e foame! Ești sigur, lui? E pâine prăjită! Cred că pot! O să o fac! Nu pot! Mai bine sun la școală! Anderson, ți-a fost afectată casa? Am câte o țiglă aici, colo, lipsă, dar nu-mi ia mai mult de 5 minute să repar. Ce se întâmplă? Spuneți bancuri în grup? Care-i șpirul? Pe tine te căutam! La dispoziția dumneavoastră, cu ce mă pot ajuta? Vine ziua soției mele și nu prea știu ce să-i scriu pe felicitare. Cum îți sună? Iubirea noastră e mai tare decât haleala primită la popotă. Cine a scris asta? Nu că m-ar deranja, dar... Stai, poate te ajut eu. Iubirea mea e mai puternică decât dinamita din bomba atomică. Mai profundă decât orice latrină. Hai, lasă-mă să o văd. Stai, eu am cireașa de pe gunoi. Te iubesc așa cum albina iubește mierea. Semnat Andy. Sunt 1000 de Andy. Este adresată Aurei. Și tipul era în străinătate. În unele țări, Aura e un nume comun. Aiurea, tipule, sunt scrisorile tale. Scrisori? N-aveam timp să scriu scrisori. În caz că am uitat, când eram pe front, eram preocupat să-mi apăr țara, să lupt în tranșee, să dorm în noroi. În fiecare seară, când dorm în noroi, mă gândesc la tine, roza mea de soi. Nu dovedește nimic asta. Gata, gata, lăsați-l în pace. Mersi, trece-mi un cont. Desigur. Deci, te trec la Anderson sau la ursuleț? Trădători. Mama ta mi-a spus că ți-e frică să ieși, lui? E adevărat? Nu, e cel mai tâmpit lucru pe care l-am auzit. Petrec puțin timp de calitate cu mine. Bine, lui, să încercăm altceva. O să-ți dau un desen și tu îmi vei spune ce crezi despre el. O plăcintă proaspătă cu mere, demolată crud de o tornadă. O bicicletă nouă, zdrobită de o tornadă. N-am idee. Ori fiul dumneavoastră a fost îngrozit de tornadă, ori a moștenit un comportament bizar și paranoic. Aveți cumva antecedente în familie? Nu. Scrisorile, Aura! Scrisorile! Scrisorile mele au căzut în mâinile dușmanilor! Nu acum, dragă, directora Halloran. Tocmai mi-a explicat ce are lui. Se numește agorafobie indusă de tornadă. Lui neagă acest lucru total și nu va fi în stare să iasă din situație până nu-și va înfrunta teama de tornade. La 18 ani va pleca din casa asta, fie că vrea, fie că nu. Din fericire, am elaborat un program special în 11 trepte care îl va vindeca total. Cum funcționează? Întâi îmi semnați un cec de $200. Apoi voi programa ședințe cu fiul dumneavoastră la prețul de $75 fiecare. Și în fine, lui va trece prin extraordinarul simulator de tornade la un preț suplimentar de $360. Mersi de nimic, doctore, dar cred că vom încerca planul nostru în 3 etape. 1. Plecați. 2. Îl vindec eu pe lui. Și 3. Plecați. Asta era etapa 1. Păi, n-ați plecat, nu? Vezi? De asta am spus-o de două ori. Andy, ești sigur că te descurci cu problema lui lui? Ești sigur? Glumești? Am excelat în psihiatrie. Am studiat cu Freud. Plutonul meu m-a poreclit căposul. Nu-ți face griji, îl fac eu bine.
Acum despre scrisori. Iubito, dragă, iubito. Tommy, îți amintești de scrisori? Cum să uit? Doar mi-am pierdut poftea de mâncare. E straniu, dar se pare că a ajuns în tot cartierul. Știi cum s-a întâmplat? Să văd. După părerea mea, a venit o tornadă imensă și a măturat tot împrejur. Crezi că poți să le găsești? Nu te obosi, tata. Nu vorbesc. Lui, ți-am spus care e cel mai important lucru care m-a învățat războiul? Să te ascunzi, e mai important. Am învățat că e normal să-ți fie frică. Uite un truc pe care l-am învățat de la generalul Patton. Generalul lui Patton nu era frică? Nu prea, nimic nu-l speria. Era de fier, dar ne-a învățat să scriem pe o hârtie de ce ne e frică. Da. Genial, tata. Hai să încercăm. Uite, încep eu. Să vedem. Așa. Frică, frică. Mi-e frică de întuneric. Mi-e frică de varză de Bruxelles. Mi-e frică de faptul că e de rat din grădină. O să mă sugrum în somn. E rândul tău, lui. Nu știu ce să scriu. Te ajut. Ce ai zice să începem cu litera T? Să vedem. Ți-e frică de T? Toporaș? No. Tortellini? Mai gândește-te, am încredere în tine. Temerile mele, de Louis Anderson. Termina. Hei, sindicatul va fi informat, Zaco. Iubirea mea e ca un izvor de munte, curgând spre tine lacul meu. Ai curaj să vii aici și să repeți? Cu bine, ursuleț! E țediu de la bacșișul de Crăciun? Bine, noi, lecția de azi e vântul, prietenul nostru. Cred că e tare educativ. Majoritatea vânturilor sunt inofensive. Pot umfla pânzele unei bărci, te pot răcori într-o zi călduroasă. Vezi ce bine e? Ideea e lui că vântul e bun. Vântul e extra. E super. Vântul tata te va salva. Vântul? Ce? Asta e un exemplu de vânt rău. Gata, în lecția. Prânzul, băieți? Ce? Iar untul de alune și gem? Ce-a pățit mâncarea de ton de aseară? Musafirul nostru era înfometat. Hei, ea mea! Domnule Brown, am venit după scrisorile tatei! Zâmbetul tău e soarele, ochii tăi stelele, te iubesc la fel de mult ca pe mașinile mele vechi. Oh, ce drăguț ești! Și ultima literă e... Y. Tornadi? Ce tornadi? Lume, lume, lume! Grăbiți-vă! Cu doar 25 de cenți puteți vedea singura, unica vacă zburătoare! Hei, ce faci aici? E vaca mea! Cine a zis asta? E copacul meu! Gata, durule! Trebuie să-ți iei tălpășița! Știi ce faci? Exploatezi o creatură fără apărare! Asta faci! Da, și care e treaba? E greșit! E ca și cum ai spune, hei, veniți să vedeți agorafobul! Hei, vreau 10% din câștig! Da, iarăși mă salvează domnul sensibil. Cât îmi doresc să îmbătrânesc cu tine! Te voi iubi până la sfârșitul vieții sau până voi cheli. Asta e cea mai tare, tată! Bine, lui! Așa, fiindcă ai lipsit atât de la școală, o să-ți predau eu. Ce noroc! Două vaci de lapte pasc pe o câmpie. Deodată, o tornadă le ia pe sus și le duce... Am ceva bun pentru tine, fetiță? E strigător la cer, Aura! Da, mamă, noi ce facem? Băieți, știți foarte bine că are 4 stomacuri. Voi aveți doar unul și poate să aștepte până la cină. Gata, băieți, acum! Mu! Mu!
Nu! Nu! Bine, soldat, să trecem la lucruri serioase și la ceva relaxant. Știi cărțile cu benzi desenate? Cu șoarecele care luptă cu infractorii? Adică n-ai sniffer? Justițiarul nopții? Da, ăla! Am văzut ultimul număr la magazin. Grozav! Mi-l cumperi și mie, tată? Da! Hei, așteaptă un pic! Trandafirii smorți, violetele sunt false, dragostea mea e la fel de doboritoare ca respirația mea de dimineață. Alo, Dolly? Mă gândeam că vaca ar vrea să mănânce tort de ciocolată. E nepoliticos să-i dau și lapte. La mulți ani, Kitty, ești a mea pentru totdeauna. A. Ce norocoasă e! E cântător! Nu, iubito, nu pot să mă abțin. Scriu ce simt. Nu-mi pasă cine vede. E bine, Grunwald, e prea de tot. Eu am scris poezia și o știi și tu. Na, nu mi-e frică să o spun, sunt poet. Ai auzit? Andy Anderson scrie poezii. Și sunt mândru de asta. E, cum știm că e poezia ta? Cum? Uitați-vă la ea. La mulți ani, Kitty, ești a mea pentru totdeauna. A, nici nu rimează. Am scris-o pentru Aura acum 20 de ani și nu mă jenez să-ți spun, simt la fel. Scumpă Aur A, când mă întorc de pe front A, o să fim împreună A, și o să-mi urlu bucurii A, strigând Tor A, Tor A. Oh, ursuleț! Gestul contează! Mo! Termină! Ce? Care-i problema ta, mă rog? Da la tine, m-am înțepenit. Poți să ieși din cameră când vrei. Nu, nu pot, mi-e frică. De ce? De tornade. Mare lucru, cui nu e? Mi-era greu să admit, dar vaca avea dreptate. Temerile mele. Hei! Ultima știre. Sidor Knull va întâmpina o nouă tornadă. Nu este o simulare. Andy, băieți, mai vine o furtună? Grozav. Tată, lista ta a mers. Mă bucur pentru tine, lui. Da, mă bucur. Andy, l-ai văzut pe Tommy? Bicicleta a dispărut. Plec după el. Vin cu tine. Te trajimii de curcan, prăjitură cu miez, îmi place linguinii și friptura ta cu orez, piure din belșug, plăcinte lângă spanac. Hai, doamna Newton, vă iubesc. Tommy, ce faci aici? Îi spun doamnei Newton ce simt pentru ea. Așa fac oamenii, știai? Dar nu în timpul tornadelor. Haide. Hei, așteptați-mă, dezertorilor. Cu acest ultim vârtej s-a terminat anotimpul tornadelor anul acela. Orașul a fost curățat, lucrurile au intrat în normal, stricăciunile s-au reparat, sau așa se părea. Hei, lui, nu vrei să mă ajuți? Îmi plăcere, tată, dar încă sunt în convalescență. E o perioadă delicată pentru mine. N-ai vrea să o pățesc din nou, nu? A? Atenție, e o iederă de grădină. Cred că o să ne sugrume pe toți. Dă-mi-o! E în regulă. Mi-am făcut copii. Aura! Erau început ăștia!